Aloha, prieteni, eu sunt Tsunami, iar astăzi vreau să discutăm despre un subiect pe care nu mă așteptam să-l atingem în acest bear market. Și să ne întoarcem în timp înapoi în 2018, mai ales că vedem că și Bitcoin și Ethereum au ajuns la prețurile pe care aceste proiecte cripto le înregistrau în acel bull run. În ultimele două zile, Bitcoin a coborât sub prețul de 21.000 de dolari, atingând prețul de 20.800 pe Binance, în timp ce Ethereum a ajuns până la prețul de 1.090 de dolari, mult sub prețul maxim pe care îl atingea în 2018. Și asta fără să luăm în calcul că în această săptămână Ethereum a coborât chiar până la prețul de 945 de dolari pe exchange-ul celor de la Uniswap. În următoarele minute vreau să vedem cum arăta piața în 2018, atunci când Bitcoin atingea un preț de aproximativ 20.000 de dolari, iar Ethereum 1.400 de dolari, prețuri pe care nimeni nu se aștepta să le mai vedem vreodată la acești doi giganți din piața cripto. Și chiar dacă Bitcoin nu a atins încă prețul din 2018, este foarte aproape. Iar la cum arată piața în această perioadă și veștile pe care urmează să le primim de la Fedul American, e posibil să vedem moneda lui Satoshi Nakamoto la prețul înregistrat în bullrun-ul din 2017-2018. Pe CoinMarketCap putem vedea anumite snapshot-uri din istoria pieței cripto din 2013 și până în prezent. Și cred că cea mai reprezentativă zi pentru noi ar fi undeva la începutul lui 2018, asta după ce în 2017, undeva în luna decembrie, dacă nu mă înșel, Bitcoin atinsese prețul de 19.000 de dolari. Dar cred că cea mai reprezentativă zi la care noi ne putem acum întoarce ar fi undeva pe 14 ianuarie. Iar pe 14 ianuarie 2018 observăm bineînțeles că Bitcoin ocupă prima poziție în topul criptomonedelor și are un preț de aproximativ 14.000 de dolari, asta pentru că bullrun-ul se afla la sfârșit și mulți bani din Bitcoin au ieșit și au fost mai mult îndreptați spre altcoin-uri. Tocmai din acest motiv Ethereum ajunge pe poziția a doua, undeva la aproape 1.400 de dolari, în timp ce XRP sau Ripple, cum era această monedă cunoscută în acea perioadă, ocupa a treia poziție în clasament și avea un preț de aproximativ 2 dolari. Și bineînțeles, dacă ne uităm în acest clasament, observăm că primele 10 poziții, chiar mai mult, chiar primele 20 de poziții, toate monedele încă sunt active, adică nu au dispărut cum am pățit în acest an, când două monede din top 10, UST și Luna, au dispărut. Deci avem monede ca Bitcoin, pe locul 1, Ethereum, XRP sau Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, care în acea perioadă sau la acea dată avea un preț de 80 de cenți, avem Litecoin cu un preț de 240 de dolari, NEM, care dacă nu mă înșel cred că avea alt nume în acea perioadă, Stellar, NIO, IOTA, IOS. Observăm că NIO, de exemplu, în acea perioadă avea un preț de 170 de dolari. Bineînțeles, dacă ne întoarcem înapoi, observăm că prima monedă care ne sare în ochi că nu am mai ajuns la acel all-time high din 2018 este Ripple sau XRP. Ripple are în prezent un preț de 30 de cenți. În acest bull run din 2021 a ajuns undeva la aproape 2 dolari, dar în 2018 Ripple a ajuns undeva aproape de 3,5 dolari. Bineînțeles, asta pentru că în acea perioadă Ripple sau XRP avea un număr mult mai mic de monede în circulație și da, în timp a lansat mult mai multe monede pe piață și o problemă foarte mare a fost procesul cu SEC, procesul care, deși pare că îl va câștiga, totuși nu afectează puțin prețul acestei monede, cel puțin l-a afectat în acest bull run. Iar motivul pentru care am vrut să ne întoarcem înapoi în 2018 este pentru că am vrut să vă arăt că multe din monedele de astăzi care sunt în top 10, top 20 sau top 30 pe CoinMarketCap nu vor ajunge neapărat la prețul pe care l-au avut în 2021. De exemplu, dacă ne uităm pe acest clasament, putem observa că deși multe din monedele din primele poziții încă sunt active în ziua de astăzi, foarte multe proiecte nu au mai ajuns la prețul pe care l-au avut în 2018 și asta ar trebui să vă dați de gândit. Știu că ați cumpărat anumite monede la all-time high sau la un preț foarte mare și mergeți pe ideea că ok, dacă facem hold în 2-3 ani la următorul bull run vom ajunge la acel preț și chiar îl vom depăși. Să știți că nu este neapărat o regulă ca acest lucru să fie valid.
De exemplu, o monedă foarte importantă din 2017-2018, în care am investit și eu, este Dash. Pe atunci ocupa poziția 12 în clasamentul CoinMarketCap, avea o capitalizare de aproape 8 miliarde de dolari și un preț de 1000 de dolari per monedă. Dacă ne uităm în ziua de astăzi la Dash, de exemplu, Dash are un preț de doar 40 de dolari. Ok, și veți zice că suntem într-un bear market, așa e, dar dacă mergem pe graficul all time, vedem că Dash nu s-a apropiat nici la jumătate din prețul maxim pe care l-a atins în acel bull run, când observ că a fost foarte aproape de 1600 de dolari, în timp ce în 2021 Dash aproape, da, s-a apropiat de prețul de 400 de dolari, deci un preț de 4 ori mai mic decât all time high-ul din 2018. Și găsim zeci de astfel de exemple. Un alt exemplu ar fi Icon, o monedă care în prezent este pe locul 108 pe CoinMarketCap și de la un preț de 10 dolari, în prezent are un preț de doar 24 de cenți, iar de la un market cap de 4 miliarde de dolari, în prezent are un market cap de doar 200 de milioane de dolari. Dacă mergem pe graficul all time, vedem că a atins all time high de 12 dolari în acel bull run, în timp ce în 2021 abia a atins prețul de 3 dolari. Sau un alt exemplu ar fi Nano sau Zcash, două monede care știu că au fost destul de populare în ultimul bull run. Nano pe atunci avea un preț de 22 de dolari. Dacă mergem în prezent, vedem că are un preț de doar 82 de cenți și un market cap de 110 milioane de dolari, asta după ce în 2018 avea un market cap de 3 miliarde de dolari, iar Zcash de la un preț de 600, aproape 700 de dolari și poziția 22 pe CoinMarketCap, a ajuns în prezent pe poziția 47 pe CoinMarketCap și a ajuns la un preț de doar 60 de dolari, de 10 ori mai mic. Dacă ne uităm la graficul all time, vedem că de la un preț de aproximativ 900 de dolari în 2018, în 2021 abia a atins prețul de 300 de dolari. Bineînțeles, avem și exemple de monede care au menținut același ritm. Un exemplu ar fi Litecoin, o monedă destul de puternică. La un moment dat era considerată a treia monedă după Bitcoin și Ethereum. Litecoin, dacă ne uităm, observăm că a atins în 2017 un preț de aproximativ 370 de dolari, în timp ce în ultimul bull run are un preț de 400 de dolari. Știu că 412, dacă nu mă înșel, a fost all-time high din 2021. De asemenea, un alt proiect important din acel bull run a fost Stellar. Am investit și eu în Stellar. Stellar nu a ajuns totuși la all-time high din 2017-2018. Vedem că în 2017 avea un preț de aproximativ 90 de cenți, cred că aproape de un dolar, iar în 2021, deși a semnat un parteneriat cu MoneyGram, all-time high a fost undeva de 73, aproape 80 de cenți. Și găsim și alte exemple, bineînțeles, de proiecte care totuși au menținut același preț, același ritm. Un alt exemplu este Monero. Pe atunci era pe locul 13 pe CoinMarketCap, în prezent este pe locul 27. De la un preț de 400 de dolari, în prezent are un preț de 110, deci nu este o diferență foarte mare, mai ales că suntem într-un bear market. Iar dacă ne uităm pe grafic, vedem că în 2018 avea un preț de aproximativ 500 de dolari, iar în 2021 a atins din nou acel all-time high și chiar l-a depășit. Iar cea mai interesantă categorie este cea a proiectelor care au explodat după 2017-2018 și au în prezent un preț mult mai mare. Primul exemplu ar fi Binance Coin sau BNB. Vedem că BNB era pe atunci pe poziția 23 pe CoinMarketCap, avea un preț de 21 de dolari. În prezent BNB este una dintre cele mai importante criptomonede ale acestei piețe. Dacă ne uităm pe grafic, vedem că acesta ar fi all-time high din 2018, deci aproape 31 de dolari. Cam pe acolo a fost all-time high, chiar dacă nu-l nimeresc. În timp ce în 2021 BNB
ajuns în primele 3 criptomonede și a ajuns la un preț de aproape 700 de dolari per monedă. Sau un alt exemplu din această categorie este Dogecoin, o monedă care a fost pompată în special de Elon Musk și a devenit un meme coin. Pe atunci Dogecoin era pe poziția 35 pe CoinMarketCap și avea un preț de aproximativ 1 cent. În prezent, dacă mergem pe Dogecoin, totuși are un preț de 5 cenți. Asta după ce, deci aici ar fi 2018, all time high din 2018, iar în 2021 a ajuns undeva aproape de 73-74 de cenți. Totuși, asta nu s-a întâmplat din cauza utilității pe care o are în piața cripto, asta a fost doar pentru că a devenit meme coinul lui Elon Musk. Din păcate, ca orice meme coin, da, are perioada de glorie, dar apoi la un moment dat își pierde, nu știu, piața își pierde din interes și nu mai este o monedă în trend și se observă o scădere de la 74-75 de cenți în prezent până la 6 cenți. Și tot în categoria monedelor care au crescut în 2021 față de 2018, avem bineînțeles Loopring, un proiect foarte popular în ultimul bull run, avem Decreed și Basic Attention Token, BAT, care a crescut în special prin browserul pe care l-a introdus, acel browser Brave. BAT este o monedă destul de populară și da, vedem că de la aproape 1 dolar a ajuns aproape de 2 dolari în 2021, în timp ce Loopring, un proiect foarte popular în ultimul an, a ajuns de la un all-time high de 2,1 dolari în 2018 până la un all-time high de aproape 3,5 dolari în 2021. Și bineînțeles, tot aici avem Cardano, un proiect foarte important, care, deși părea că a murit la un moment dat, când a ajuns de la all-time high de 1,2 dolari până la 3 cenți în 2020, Cardano totuși a avut o creștere de 100x și a ajuns la all-time high de peste 3 dolari în 2021 și sincer, cred că a devenit unul dintre cele mai importante proiecte cripto din această piață. Iar dacă analizăm clasamentul din 2018, observăm că din top 10 mai avem în prezent 4 monede care sunt și în prezent în top 10 monede, Bitcoin, Ethereum, Ripple sau XRP și Cardano. Iar deși multe proiecte au rămas importante și sunt în top 100, precum Bitcoin Cash, Stellar, IOTA, EOS, Tron, Monero, totuși multe nu au mai ajuns la all-time high-ul din acel an. Un exemplu poate fi și Bitcoin Cash, care avea un preț de 2500 de dolari per monedă în 2018, iar în prezent are un preț de doar 120, aproape 120 de dolari. Și vedem încă o dată că, deși era un proiect foarte important, nu s-a apropiat nici la jumătate față de prețul din 2018. Practic, din punctul meu de vedere, dacă vreți să faceți bani în piața cripto, nu trebuie neapărat să investiți în primele 10 proiecte cripto. Bine, cu excepția Bitcoin și Ethereum, nu trebuie să investiți în primele 10 proiecte când sunt la all-time high, când sunt în bull run, și să vă așteptați să vă îmbogățiți în următorul an, ci ar trebui în bear market să căutați următoarele proiecte care vor ajunge în următorul bull run în top 10 sau în top 20 pe CoinMarketCap. De exemplu, dacă ne uităm în 2018, pe lângă BNB sau Binance Coin și Dogecoin, avem Chainlink pe locul 96, care atunci avea un preț de doar 1 dolar, iar în 2021 a atins prețul de 52 de dolari. Sau un alt exemplu ar fi Engine Coin, care era pe locul 120 pe CoinMarketCap în 2018 și avea un preț de 32 de cenți. Engine Coin a avut o creștere uriașă, acum în bear market are un preț mai mare decât atunci în bull market. Iar Engine Coin a ajuns un proiect foarte reprezentativ în această piață, cel puțin pe partea de NFT, și a atins un all-time high de aproape 5 dolari. De exemplu, așa arată piața cripto în prezent. Știu că suntem în bear market și avem, din păcate, multe stablecoin-uri. Avem USDT, BUSD și USDC în top 10,
Dar trebuie să luăm în calcul că multe proiecte din top 10, top 20, top 30 nu vor mai fi aici în următorul bull market. Vor fi multe proiecte care vor avea scăderi foarte mari și nu vor mai atinge all-time high-ul pe care l-au atins în ultimul an. Tocmai din acest motiv recomand să căutați proiecte de viitor, proiecte care au utilitate și de asemenea recomand să vă uitați la supply-ul unei monede atunci când vreți să investiți, mai ales pe termen lung. Iar în timp ce mă pregătesc să închei acest videoclip, observ că Bitcoin a scăzut până la 20.400 de dolari, iar Ethereum până la 1.060 de dolari, iar capitalizarea pieței este sub 900 de miliarde de dolari. Încă un lucru care arată că această piață este într-o continuă schimbare. Dacă vreau să subliniez un lucru, este faptul că în bear market puteți face bani, în această perioadă puteți investi pentru viitor, cu gândul că în 2024, în 2025 puteți câștiga foarte mult dacă reușiți să alegeți acele proiecte care au un viitor în piața cripto. Da, deci sfatul meu, căutați proiectele care, nu știu, sunt în top 10, top 100, top 200 și care credeți că vor fi în top 10 în următorul bull run. Sunt curios în ce proiecte cripto ați investit voi în această perioadă și ce criptomonede vreți să adăugați în portofoliu dacă piața continuă să scadă. De asemenea, aș vrea să știu ce proiecte credeți că vor ajunge în top 10 pe CoinMarketCap în următorul bull run. Postați în comentarii părerile voastre. Eu am fost Tsunami, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit și noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!